Prin bunăvoința Domnului și Dumnezeului nostru continuăm studiul biblic intitulat Lecții din Cartea Daniel cu lecția a cincea. Controlul divin peste creație. Și ca de obicei la început, un cuvânt de laudă pentru Domnul. Din nou din Daniel capitolul 4, vers 37, pentru că are de-a face cu ceea ce vom studia. Spunea și scria Nebucadnețar atunci, o spunem noi acum, lăudat, înălțat și slăvit să fie împăratul cerurilor, căci toate lucrurile sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte, a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Fie binecuvântați toți cei care sunt interesați nu doar de lectura, ci și de aprofundarea celor scrise în Cartea Daniel, o carte care se ocupă și de cele trecute și de cele viitoare. Și o carte în care îl vedem pe Dumnezeu prezent în toate, întotdeauna și în tot locul. Câteva întrebări pentru început, pentru a ni se deschide orizontul referitor la acest subiect. Care este relația Creatorului cu creația? Ce principii guvernează această relație? Are Dumnezeu cunoștință de tot ce se întâmplă? Se poate întâmpla ceva ce El nu dorește? Dacă da, în ce condiții și cu ce urmări? Rămânând tot aici în Daniel capitolul 4, citesc de la versetul 34, unde putem observa din spusele lui Nebucadnețar cum se implică Dumnezeu în creație și vom vedea pe parcursul lecției ce libertăți oferă, când intervine, cum intervine și pe ce bază. Daniel 4, versetul 34. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela care stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăruiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu astea ceruri și cu locuitorii pământului. Și nimeni nu poate să stea împotriva mâinii lui, nici să-i zică ce face. Da. Și Apostolul Pavel spunea în fața deștepților de la Atena, citesc din scrisele lui Luca, din Fapte, capitolul 17, de la versetul 24, Dumnezeu care a făcut lumea, deci vorbim de Creator, și tot ce este în ea este Domnul celor și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Deci Dumnezeu este creator și proprietar permanent, veșnic, a întregii creații. 26. El a făcut ca toți oamenii și zis sigur să locuiască pe toată fața pământului, a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu, să se dească, să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Versetul 30. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oameni de pretutinde să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Și când au auzit ei de înviere și de judecată, au fost deranjați. Nouă să cred că ne va plăcea ceea ce vom studia în această lecție. Vreau să prezint și eu o definiție pe care apoi încerc să o demonstrez prin lecția aceasta. Controlul divin peste creație este contribuția și supravegherea lui Dumnezeu ca întreaga creație, spirituală și fizică, să-și desfășoare activitatea potrivit scopului pentru care a fost creată și totodată să-și manifeste libertatea în limite de timp și spațiu, potrivit planului său etern de aliniere și armonizare a Universului la ființa sa desăvârșită. Spunând acestea, să ne amintim și de cele scrise în Psalmul 115 și poate chiar mai aproape de ceea ce vreau să spun, 135, versetul 6, Domnul face tot ce vrea în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. Să ne amintim și din Cartea Daniel, pentru că în jurul celor scrise în această carte gravidează întreg studiu. În spusele lui Nebucadnețar,
acel din capitolul 4 care a avut și o experiență menționată în capitolul 3. Atunci când a pretins ca tot să se închine în fața chipului său, știți ce s-a întâmplat? Cei trei evrei au rămas în picioare, Dumnezeu a fost de partea lor și scrie că Nebucadnețar a binecuvântat pe Dumnezeu acestor trei evrei, afirmând că nu este niciun Dumnezeu ca el, slăvit să-i fie numele. Iată cât de aproape este de cei ce îl cheamă, cum scrie la Deuteronom, capitolul 4. Să intrăm în mod concret în lecție, pe care am împărțit-o în două capitole. Primul, creația între libertate și constrângere. Și al doilea capitol, principii și aplicații. Primul capitol, la rândul lui, este împărțit în două, activități în libertate și respectiv activități în constrângere. În primul rând, activități în libertate. Îngerii sfinți, pentru că așa cum știți, îngerii sunt două categorii, unii rămași fideli lui Dumnezeu, rămași sfinți, și alții răzvrătiți, care au devenit demoni, duhuri ale răutății. Însă cei sfinți execută în mod liber, deci nu-i doar voia Domnului și voia lor, servicii în fața tronului ceresc și sau în întreg univers, potrivit înzestrării și delegării lor. Să ne amintim de scara cerului pe care a văzut-o Iacov, dar noi în mod concret vom citi în primul rând din Daniel, capitolul 6, versetul 22, unde este scris că Îngerul Domnului, spunea profetul, a fost alături de el în groapă, cum credem că a fost și alături de cei trei în cuptor. Apoi scrie în 7:10, în viziunea prorocului, a văzut un râu de foc care curgea și ieșea dinaintea tronului, a celui ce stea pe tron. Mii de mii de slujitori slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Acest număr imens este relatat și în cartea Apocalipsei, nici nu se știe exact dacă e strict matematic, eu cred că mai degrabă este simbolic. Și vă rog să vă gândiți dacă în cartea Apocalipsei e vreun capitol în care să nu se facă referire la îngeri. Oricum, ei desfășoară multe activități, dar am avut pe tema asta în mod special în ce privește relația îngerilor cu profeții o altă lecție. Aș vrea să observăm, pe de altă parte, în altă tabără privind, că îngerii căzuți sau puterile care se manifestă din partea diavolului acționează în libertate numai cu scop destructiv. Scrie aici în Daniel în 10:13 că solul trimis la Daniel n-a ajuns imediat, pentru că i-a stat împotrivă 21 de zile căpetenia împărăției Persiei, care era un înger. Și tot aici scrie de o altă căpetenie care nu era nici aceea sfântă și făcea parte tot din tabăra diavolului. În Efeseni 6:12 apostolul spunea că nu doar îngerii și noi ne confruntăm cu ceea ce citez, sunt căpetenii, domnii, stăpânitori ai întunericului, duhuri ale răutății, care sunt în locurile cerești. Iar în Apocalipsa, din multe referințe, am ales doar pe cea din capitolul 16, ca să arăt că ei fac de bunăvoie numai rău. 13 și 14, apoi ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura porcului mincinos, trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Aceștia sunt duhuri de dragi care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Bieți împărați, președinți sau ce-or fi ei, nu știe, dacă nu cred ce scrie în cartea Daniel și întreaga scriptură, că la ședințelor nu ei dau tonul, ci duhurile care sunt prezente.
Trecând mai departe la activități în libertate, să-i amintim pe sfinții din poporul lui Dumnezeu, evrei sau neamuri, ei pot acționa în conformitate cu revelația biblică, le este descoperit ce pot și trebuie să facă, în baza înzestrării și călăuzirii Duhului Sfânt, atât în relație cu lumea spirituală, cât și cu cea fizică. Ne amintim de Balaam, care până a rămas între sfinți și dorea să moară de moartea lor, dar a ieșit dintre ei. Ne pare rău de toți care nu rămân, că n-ar fi îndrăznit să facă niciun lucru mic sau mare împotriva poruncii Domnului, scrie în Numeri 22 cu 18 și 24 cu 13. Iar în Daniel capitolul 1, versetul 8, citim despre profet, de la el citire, vorbim de lucruri în libertate, n-avea părinți, nu exista vreo autoritate eclesiastică ce să-i ceară anumite prescripții religioase să fie respectate, scrie că s-a hotărât să nu se spurce. Și i s-au atașat și cei trei. În Mica 6 cu 8 este scris sub formă interrogativă: ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine? Și acolo sunt trecute trei: dreptatea, mila și smerenia. În Roman 12 cu 2 este scris, și noi să ne cercetăm, chiar dacă încă n-am ajuns la capitolul de aplicații, dacă este valabil în dreptul nostru ca în libertate facem bine sau facem rău. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, care nu doar către respectată, ea este bună, este plăcută și chiar desăvârșită. Orice frumos ar fi să fie valabil pentru noi, ce scrie la Efeseni capitolul 6, versetele 6 la 8, și vă menționez că cele scrise aici nu sunt doar în raport cu cei dragi, ci cu oameni cărora s-ar putea să le fim doar robi. Slujiți-le numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum aș vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robi al lui Dumnezeu, atenție, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. Că știți că fiecare fie rob, fie slob, va primi răsplată de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Și adaug eu în context și dintre context al Bibliei, cu bucurie și din voință, de bunăvoie, cum scrie pe vremea lui Asa, că l-au cătat pe Domnul și l-au găsit. Ne-a rămas o mențiune despre oamenii din lume, valabilă de la conducătorii imperiilor până la oamenii de rând. Ei acționează în libertate, uneori corect, alteori greșit, în funcție de voință, de autoritate și de capacitate. Îl avem pe Nebucadnețar, despre care vă citesc câteva cuvinte din cartea Daniel. Făcea când bine, când rău. La un moment dat, entuziasmat de tâlcuirea visului, scrie în Daniel la capitolul 2, a procedat la o numire înțeleaptă și binevoitoare. Versetele 48 și 49, a înălțat pe Daniel, a dat daruri multe și bogate și a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului. L-a pus la ca cea mai înaltă căpetină tuturor înțelepților Babilonului. Și apoi Daniel a delegat de aici sau a repartizat parte din ofertă prietenilor săi care îl ajutaseră în rugăciune. Dar scrie apoi în capitolul 5, la versetul 18, împărate, îi spune Daniel lui Belșațar, Dumnezeu cel prea dăduse tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărire, slavă, strălucire, și din pricina măririi care l-a dăduse, toate popoarele, neamurile, oameni, toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui, căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și scobora pe cine voia. Cam așa fac oamenii, în funcție de libertatea ce aveau. În capitolul următor îl întâlnim pe Dariu, care vrea să-l pună pe Daniel, scrie în 6 cu 3, într-o poziție deosebită, ceva gen cum a fost Iosif în Egipt. Dar legea nu i-a permis mai apoi să-l scape. Avem însă și situații în care oamenii fac rău, dacă ne gândim la cornul acela mic descris în cartea Daniel, citesc din capitolul 11, la vers 36,
7, nu va ține acolo nici Dumnezeu părinților săi, nici de dorința femeilor, cu un cuvânt nu va ține seamă de niciun Dumnezeu și se va slăvi pe sine mai presus de toți. Versetul 39, cu ajutorul acestui Dumnezeu străin al cetățuilor, va lucra împotriva locurilor întărite, cui va recunoaște, va da mare cinste, îl face să domnească peste mulți și le va împărți moșii ca răsplat. Asta le place oamenilor, să facă ce vor. Unde ori fac bine, alte ori rău. Să trecem la activități în constrângere. Și să ne oprim mai întâi la îngeri. Cei buni, nu-i amintim că nu-i cazul. Nu trebuie să fie constrânși. Nu avem vreo astfel de dimensiune în Scripturi. Că i-ar pune Dumnezeu să facă ceva și nu vor. Dar îngerii aleați diavolului sunt limitați, constrânși în natura și acțiunilor prin ordinele lui Dumnezeu. Am citat și reau cele spuse de Nebucadnețar în 4:35. El face ce vrea cu oastea cerurilor. Da, acesta este adevărul. Să ne amintim de Domnul Iisus Hristos, despre care vă citesc din Evanghelia după Marcu, din capitolul 1, versetele 25 la 27, când a întâlnit un demon în sinagogă, l-a certat și a zis, taci, și ieși afară din omul acesta. Și Duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțându-l strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții, ce este această învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Da, Dumnezeu are autoritate deplină. Ba mai mult, îngerii aceștia nu doar că sunt limitați, pot fi restricționați și legați. Știți că cei din Gadara rugau să nu-i trimită în adânc și au cerut voie să intre în porci. Iar în Apocalipsa 21:3 scrie că și chiar diavolul, cel mai puternic înger răzvrătit, poate fi legat, pentru că ei în libertate fac doar rău și ca atare sunt limitați, în parte sau total. Cât despre oameni, buni sau răi, atenție, vorbim și de noi și de cei din lume, oamenii sunt construși prin limitările fizice ale vieții. Toți îmbătrânim. Nu și-ar dori nimeni să-i scadă puterea, nici măcar vederea. Prin condițiile impuse de societate, deci nu doar că limitările fizice, cele ale trupului sau vine iarna, frigul, dar societatea în care trăim. Sunt anumite legi, reguli. Și mai important, oamenii sunt constrânși prin acțiunea lumii spirituale asupra lor. În Daniel capitolul 2 este scris că vrăjitori, cititori în stele, oameni care ar fi trebuit să aibă autoritate și în lumea spirituală, au fost neputincioși în acel moment. Unii dintre ei ne spune aici versetul 13 că deja dintre înțelepți începuseră să fie omorâți. Împăratul făcea ce voia, deși s-a dovedit că nici el nu făcea ce voia decât în anumite limite. Apoi, în capitolul 5, când este vorba de noaptea desfrâului lui Belșațar și al haremului său și a slujitorilor săi, scrie de la versetul 24 că pe motivul deslănțuirilor Dumnezeu a trimis un cap de mână care a scris numărat, cântărit și împărțit. Și profetul explică, Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și a pus capăt, ai fost găsit ușor și împărăția va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Belșațar încă s-a crezut stăpân, nu știu ce a crezut sau ce a înțeles. A poruncit ca Daniel să fie numit prin ordin regal al treilea în împărăție, dar chiar în noaptea aceea toate cele prezise s-au împlinit și el a fost omorât și s-a schimbat conducerea. Întru totul s-a schimbat imperiul. Să amintim, cum spuneam, și situația noastră. Scrie în 21,
Sau am putea aminti și din Daniel, că ar fi vrut să știe mai mult, dar i s-a spus, tu du-te și te odihnește, restul sunt păstrate pentru mai târziu. În Ioan 21 îl întâlnim pe Domnul după înviere, stând de vorbă cu Petru, are loc reabilitarea publică și apoi îi spune de ce moarte avea să moară și întreabă Petru, versetul 21, uitându-se la Ioan, colegul său, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau că le să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție tu? Vino după mine. Și n-am cum să nu mă gândesc aici la scumpa mea soție, căreia Domnul i-a zis, vino. Și mie mi-a mai spus, nu știu pentru câtă vreme, rămâi. Să ne ajute Domnul să îl ascultăm în libertate și să acceptăm și anumite constrângeri. Tot la capitolul constrângere amintesc faptul că judecățile divine, rostite și executate chiar împotriva conducătorilor ostili, îngeri sau oameni, demnitare, domnitori, sunt dovezi definitive ale autorității, puterii și respectiv a libertății și a limitelor lor. Și toate acestea arată din plin controlul desăvârșit al lui Dumnezeu. În Daniel capitolul 7 este scris, imediat după ce sunt prezentate fiarele, citesc de la versetul 9, mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrân de zile a așezut jos și a început judecata, cum spunea Domnul în pildă. Împăratul vreau să socotească cu robii săi. Versetul 14 scris pe Domnul Iisus, cel ce era Fiul Omului, că i s-a dat stăpânire, slavă și toate acele domnii, forme de organizare s-au desființat. Ele au limita lor, scrie în 21, cum acel ultim corn va face război sfinților, îi va birui, că noi suntem numai oameni. Până când a venit cel îmbătrân de zile și a făcut dreptate sfinților, celui preanalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Da, vine judecata. Și scrie apoi de la versetul 25 că el își va permite multe, dar vom analiza asta într-o altă lecție mai pe larg. Versetul 26, apoi a venit judecata și s-a luat stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Citește și din cartea Apocalipsei despre autoritatea lui Dumnezeu prin judecăți, ceea ce dovedește un control absolut. 11 cu 17, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernic, ce spuneau îngerii rămași fidelului lui Dumnezeu în mod deosebit cei 24 de bătrâni, care ești, care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare, ai început să împărățești neamurile, se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proști, pe sfinți și pe cei stem de numele tău mici și mari și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și în 15 cu 4 stă scris, cine nu se va teme, Doamne, cine nu va slăvi numele Tău, căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni să închine înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Și în comențiune aici, la capitolul constrângere, vietățile pământului, altele decât oamenii, de la țânțar la lei, beneficiază de condiții de mediu oferite permanent de Creator, cum scrie la Psalmul 104, că toate sunt prin grija Lui. Cum scrie în Daniel 4, că toate se hrăneau din acel copac, Dumnezeu a rânduit copacul pentru ele. Cum spunea Domnul în Matei 10, de la 29 la 31, despre vrăbică și acelea sunt în grijă lui Dumnezeu. Vietățile au libertăți naturale ce pot fi afectate în rău. Asta e ceva ciudat. Scrie în Genesa 6, versetul 7, 11, 12, că și viețuitoarele stricaseră calea, nu de aceea degeaba au fost pedepsite împreună cu oamenii. Da? Și ce are este interesant vis-a-vis de constrângere, că toate acestea împreună cu toată natura pot fi determinate să acționeze dincolo de manifestărilor obișnuite, fie în bine, fie în rău. În Ezechiel 14 cu 21 scrie că Dumnezeu folosește fiarele, folosește ciuma, aici putem vorbi de virus, cum se întâmplă acum. În Daniel 3 scrie că s-a dus îngerul, sau un fiu de Dumnezeu e prezentat acolo. În Daniel 6 am citat adineaur cu 22, s-a dus în groapa cu lei.
Au fost lei care au făcut treabă bună, în sensul că au salvat, sau că ei nu și-au manifestat în firea lor, ca și cu prorocul acela care a nimicit numai prorocul și nu pe leu care a nimicit numai prorocul, un împărat, capitolul 13, și nu a avut treabă cu măgarul. Măgarul era credincios. Sau pot să facă răul ei. Au fost situații, se spune în istoria creștină, când n-au vrut să devoreze pe sfinți, au fost situații când au fost lăsați în natura lor. Am ajuns la capitolul 2, principii aplicații. Oarecum am vrea să punctăm mai clar, mai aprofundat cele amintite până aici. Să știm pe baza ce reguli se întâmplă ceea ce se întâmplă în univers și să știm ce avem de făcut noi. Care trebuie să fie atitudinea noastră față de controlul divin în sau peste creație. Trei mențiuni aici. De-a lungul istoriei, forțele răului, îngeri, oameni sau animale, au avut limite mai restrânse sau mai extinse, stabilite anticipat chiar de la începutul creației. Știți ce a spus Dumnezeu prin profet lui sau despre regele Asiriei? Crezi că ai făcut ceva? Nu știi că le-am pregătit de mult și acum erau programate, trebuiau să se întâmple. Spunea Nebucadnețar, citesc din Daniel, din capitolul 3, versetul 15, și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Bietul de el. Mânuța aceea i-a slujit când a devenit patruped și credea că este puternic. Scrie apoi în 10:14, spunea îngerul către Daniel, acum vin să sfat cunoscut ce are să întâmple poporului tău în vremurile de apoi. Păi vedenia este cu privire la tot la acele vremuri îndepărtate. Deci vorbim de cea mai mare permisiune de a fi dată oamenilor de cornul cel mic, care avea o gură mare, chiar și pentru acele vremuri pe care noi le așteptăm. Dumnezeu a spus că totul a fost prestabilit din punct de vedere al acțiunilor sale, cum scrie și în 11:36, împăratul va face ce va voi, se va înălța, se va slăvi mai presus toți Dumnezeii și va spune lucruri nemauzite împotriva Dumnezeului Dumnezeilor și va propoși până va trece mânia, atenție, că ce este hotărât se va împlini. Și scrie tot aici, în versetul 45, își va întinde cortul palatului său între mare și muntele cel slăvit și sfânt. Apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va veni în ajutor, că atunci când intervine Dumnezeu, tot se ascund. Da? Scrie în Fapte 15:18 că lui Dumnezeu toate sunt cunoscute din veșnicie, sau scrie în Romani 8:29, și Dumnezeu a hotărât lucrurile mai dinainte pentru că le-a cunoscut mai dinainte. De aceea e interesant că a hotărât mântuirea. Nu Dumnezeu a pregătit dinainte pierzarea, iadul, focul cel venit, scrie Matei 25, că e pregătit diavolului. Dacă oamenii vor ajunge acolo, este asocierea lor cu diavolul. Un al doilea principiu, care într-un fel este și o aplicație, oamenii din lume se poziționează în limitele permise de Dumnezeu, cu sau fără voia lor, fiind responsabili de activitatea, de acțiunile lor în fața Creatorului. Deci ei fac ce vor, uneori sunt puși să facă ce nu vor, totul este în limite. Am vorbit de libertăți și de constrângeri. De aceea Solomon, care spunea tot ce și-a permis, tot ce a îndrăznit, ce a încercat, amintește în finalul Eclesiastului, carte, credem, scrisă la bătrânețe? Să ascultăm, dar închirea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om, rege sau rob. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Da?
Ne oprim iarăși în Daniel, că asta vrem să explicăm, cartea aceasta. Scrie în capitolul 4 că-și copacul din mijlocul pământului, deși avea sub control tot pământul, s-a dovedit a fi deasupra pământului cerul. Și scrie în versetul 13 că s-a pogorât din cer un străjer sfânt. El a strigat cu putere și a vorbit așa: tăiați copacul, rupeți ramurile, scuturați frunza și risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Dar trunchiul rădăcinii lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa celui și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. Inima lui de om se va preface într-o inimă de fiară și vor trece 7 vremuri peste el. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să știe cei vii, că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. El povestește aceasta. Asta pentru cei de afară, pentru cei dinăuntru, mă opresc în Daniel capitolul 9 pentru a observa, din rugăciunea profetului, n-o citesc în întregime, că ceea ce s-a întâmplat evreilor a fost dovada faptelor lor. S-au comportat ca Sodoma și Gomora și au suportat pedepse. Profetul spunea, versetul 4, partea a doua: Doamne, Dumnezeule mare și înfricoșate, Tu care ții legământul și dai îndurat celor ce Te iubești și păzești poruncile Tale, că așa s-a spus prin Moise. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărădi și ne-am bătut de la poruncile și rânduirile Tale. N-am ascultat, versetul 7, Tu ești drept, iar nouă ni se cuvinea să ne umple față de rușine, și enumeră toate forurile responsabile din Israel, și amintește de starea de robie în care au ajuns, pentru că oamenii fac ce vor, în limite, dar sunt responsabili de acele limite. O a treia idee, ca principiu și ca aplicație, ceea ce ne vizează pe cei credincioși: oamenii din poporul Dumnezeu pot avea o relație cu divinitatea asemănătoare cu a îngerilor aleși, care, deși stare în putere, împlinesc poruncile sfinte, cum scrie în Psalmul 103. Sau cum a spus îngerul Ioan, Apocalipsa 22:9, eu sunt împreună cu tine, cu frații tăi, slujitor. O, de-am fi ca ei. Numai că noi putem să fim și ca oamenii din lume, să facem doar ce vrem, în limitele îngăduite. Poate să slujim doar când suntem constrâns, sau poate nici așa, dar va fi altă formă de constrângere, apoi prin judecată. Altfel spus, putem trăi după duh sau după fire. Putem fi oameni ca Daniel, care se hotărăsc să trăiască frumos, să fie atenți la orice, și scrie în Daniel 6:4, că n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrem de mustrare, pentru că era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Auzi? Interesant. Și asta a fost la bătrâneți. O viață sfântă, da, dar asta nu merge numai cu 3 rugăciuni sau 3 ore de rugăciune pe zi, cu post, cu respectarea celor scrise. Nu-l întâlnim pe Daniel la ospăț. El era cu prietenii săi la rugăciune, încă din tinerețe. Da? Scrie în 10:11 că era numit, și asta dovedește că nu oricine poate fi numit așa. Daniel e om prea iubit și scump. Nu degeaba în Scriptură unii oamenii sunt numiți omul lui Dumnezeu, cum îngerii au fost numiți în imagine omenească, dat fiind prezentarea fizică, omul lui Dumnezeu. Pentru că ne putem asemăna cu ei și cu ei vom sluji împreună cu ei, vom fi ca îngerii în veșnicia viitoare. Sau putem să fim, cum scrie în Efeseni capitolul 2, după Domnul puterii Văzduhului, Doamne ferește, a voilor noastre, a firii noastre, ale gândurilor noastre, cu mânie ca ceilalți. Dar mânia asta ar aduce mânie. Să nu uităm cele scrise în 1 Petru 4:1-3. Dragii mei, ascultați-mă cum ar trebui să fim.
Astfel, dar Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că de la minte trebuie să plece adevărata stare în care controlul divin este exercitat prin Duhul și noi ne asemănăm cu îngerii făcând ce place Domnului cu dragă inimă. Suntem motivați în mod suprem de jertfa Domnului Iisus, de dragostea divină. Pentru că în vremea care mai rămâne trăit în trup, să nu mai trăiască după poftile oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge și enumeră câteva activități lumești. Ei ne vor judeca, se vor mira, dar ei ajung la judecată, pe când noi vrem să scăpăm de judecată. Dumnezeu să se îndure de noi. Închei cu două mențiuni. Asta ca odată în plus să ne fie clar, să ne se fixeze în minte pe ce lume trăim, în ce condiții ne desfășurăm activitatea, cum trebuie să fie viața noastră. Unii, îmi pare rău să spun, trăiesc în casa lor de parcă totul s-a limitat la pereți, la tavan. Alții trăiesc de parcă totul ar fi în întuneric și nu se vede. Iar unii, între care să fim și noi, țin cont și de cele văzute și de cele nevăzute. Pentru că și controlul divin este exercitat în conformitate cu voia și puterea Creatorului și Suveranului Dumnezeu. Atenție, nimeni niciodată nu poate trece peste libertatea permisă de El și nici nu se poate sustrage de la constrângerile impuse de El. Deci, faci ce vrei cât te las. Dacă când El vrea să facă ceva cu tine, n-ai ce face și se face. Asta s-a spus încă de la Moise, de altfel încă de la Adam, dar eu vă citesc acum din Deuteronom, capitolul 32, versetul 39. Să știți, dar, că Eu sunt Dumnezeu. Eu dau viață și Eu mor. Și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea. Asta fie că vorbim de diavolul sau de un bebelaș, despre care unii cred că sunt nevinovați. Citesc și din Isaia, capitolul 57, unde tot Dumnezeu vorbește prin profet, versetele 15 și 16, căci așa vorbește Cel prea înalt, că locuința este veșnic și numele este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite, să îmbărbătez inimile zdrobite. Nu vreau să cert în veci, nici să țin o mânie necurmată, când înaintea Mea cad în leș în duhurile și sufletele pe care le-am făcut. Deci iată cât de aproape e Dumnezeu de cel slab și câtă capacitate are să-L potolească pe cel ce se crede tare. Pe drept, cu 100% pe drept, putem rosti și noi cuvintele care le-a spus Daniel în rugăciunea sa din capitolul 2, versetul 20. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicii în veșnicii, a Lui este înțelepciunea și puterea, vorbim de control. El schimbă vremurile și împrejurări răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepciune și pricepe celor pricepuți. El descoperi ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și le locuiește lumina. Pe Tine, Dumnezeu părinților mei, Te slăvesc și Te laud, că Mi-ai dat înțelepciune și putere și Mi-ai făcut cunoscut ce Ți-am cerut noi, că și ne-ai descoperit taina împăratului. Și adaug ce scrie în 3:17 despre crezul celor trei. Iată Dumnezeul nostru, căruia slujim, poate să ne scoate din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna Ta, împărate. Ei știau ce-i controlul divin. Că Dumnezeu nu întârzie, că nu este incapabil, nu-i ceva prea greu pentru Domnul. Nici prea departe, nici prea uitat. Și încă o afirmație. Controlul divin este exercitat în baza naturii desăvârșite a lui Dumnezeu, fapt pentru care trebuie agreat și acceptat în libertate. Deci nu este un control doar în ceea ce am putea înțelege noi control
și să nu ne fie permis să facem tot ce e bun și frumos. Din potrivă, acest control are ca scop, ca perspectivă, cum am spus încă din definiția de la început, să creezi o lume perfectă. Deci controlul este absolut favorabil creației. Și asta, repet, izvorăște din natura divină. Așa este Dumnezeu. De aceea iubește și de aceea trebuie iubit. Merită să fie iubit și să fie slăvit. De aceea Nebucadnețar spunea, revin la capitolul 4, că atunci când a avut de a face cu Dumnezeu, că și așa s-a spus că va înțelege, mai apoi spunea el, reiau versetul 37, acum eu, Nebucadnețar, laud înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor. Ar fi trebuit după mintea noastră să fie indignat că i-a furat 7 vremi din timpul domniei. Toate lucrurile sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și dacă e cazul, el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie și e bine că face așa. E bine că înalță pe cei smeriți, e bine că smerește pe cei mândri. Scrie în Daniel în 5:23, e sfatul profetului, ca o mustrare de altfel, te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor, ți-ai permis să-i pângărești obiectele sacre, ai lăudat alți dumnezei care sunt doar niște meșteșugiri de argint, aur, aramă, fier, lemn sau piatră. Și n-ai slăvit pe Dumnezeu, mână care este suflarea ta și toate căile tale. Și încheiem cu ceva scris în cartea Apocalipsei, căci cu Apocalipsa se încheie și taina și judecata și toate, 15:3. E vorba de o cântare, iată, o strofă. Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, Dumnezeu la tot puternice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Sau 16:5, cuvinte rostite de un înger, drept ești tu, Doamne, care ești și care erai, tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru controlul care le exercită, pentru scopul acestui control și pentru veșnicia binecuvântată în care cei răzi nu mai trebuie controlați și cei sfinți nu vor mai fi ispitiți. Atunci Dumnezeu va fi totul în toți, a Lui să fie slava în vecii vecilor și între cei ce vor da slavă pentru vecii vecilor să fim și noi. Amin.